Bună seara și bine ați venit la platforma online cu probleme de matematică la GMPI. Mai cu dragă de el. Așa, corect. Mai avem puțin și urmează, să zicem, deci toată lumea înseamnă. Corect. Nu știu bine că... Cât? Joi. Joi acum? Joi acum. Joi acum? Acum joi. Mâine? Nu, joi. Joi viitoare. Asta mă întreb. Eu acum, ne-am zis că... În ce zi suntem astăzi și miercuri? Dacă se mănâncă numai pești de la... De la... Vine. Nu vine. Se mănâncă numai pești, e invitat în ziua miercuri și vine. Da. Până în anunțare și după anunțare. Până la sunt, nu puteți să vă întâmpire. Nu, să ține poftă. Deci, vedem, problema deja a fost pe tablă. Deci, pe cele rânduri. AB e mai mare decât BC. AB e atât, ABC e atât, M e un punct în, pe BC, dar nu oricum, cred că așa că M că să fie egal de 4, de acord. E pe AD, dar nu cum oricum, ci N e perpendicular pe CD, e pe C așa că N e, A și N este cum luat? E aparține lui CD. E aparține lui CD. Așa că perpendicular pe CD. Înțeleg? Ăsta cum a fost fixat? Unde este? În altă parte fixat? ABMN. ABMN. Trapez. A. Este data asta. Limbatez că pe mână este trapez. Asta înseamnă că mână e paralelă cu AB. Asta am spus, da? Știu pe mână poziționat. M era așa fel încât, nu știu ce se trebuia să se întâmple. În ce-i parte. Așa. Bun. X a fost notat în mână. Și trebuie să aflăm pe X, ca mărime. Mai repete cineva. Da, să știm problema. Da. O sală de clasă are forma unui dreptunghi ABCD. Deci este vorba de o sală de clasă. Bun. Forma unui dreptunghi ABCD cu AB mai mare decât BC și AB egal 15 metri. Astfel încât, nu, BC egal 2,5 din CD, M aparține lui BC, astfel încât MC egal 4 metri. Iar E aparține lui CD, astfel încât nu e perpendiculară pe CD. În interiorul sării se montează parchet în trapezul ABMN. Așa. MN egal X metri. Unde X aparține mulțimii numerelor naturale cu X mai mic de 15. Iar pe restul suprafeții se pune gresie. Așa. Deci se pune parchet și gresie. Înțeleg. În interiorul sării se montează parchet. Doar în trapezul ABMN se montează parchetul. Parte. Acolo parte. Și în rest gresie. Și în toată zona este... A. Care este valoarea lui X? Dacă trapezul ABMN este echivalent cu trapezul ADN. Da, este trapez. A e în paralel cu N. Da? Deci este trapez. Și întrebarea este... Trebuie să calculăm pe X. Ce înseamnă trapezul este... trapeze sunt echivalente. Aici au aceeași are, aceeași, nu? Stegare. Nu, nu. Echivalența se referă la arii. Clar. Arii este aceeași. Deci două poligoane sau două suprafețe determinate de drum sunt echivalente, au aceeași arii. Da? Deci trebuie să arătăm că area lui A, N, M, B e cât e N, A. Asta la A. Pentru punctul A. Pentru punctul B, calculați area suprafeței pe care se va muta gresia. X. X-ul, da. Pentru X găsit la da, punctul A. Dacă trapezele celor două sunt echivalente. Stop. Am zis. Și la ce? Ce sumă se va plăti pentru gresie? Dacă metru pătrat de gresie, costă 85 de lei și se acordă o reducere de 10%. Frumos, problemă. De nou. Încercăm să o citim, ca să înțelegem bine. Deci avem la un dreptunghi. O sală de clasă, da. Sala sub formă de dreptunghi, sala de clasă sub formă de dreptunghi.
AB mai mare decât BC. Da, am înțeles. AB știu că este de 15 centimetri. Metri. AB. Metri, n-am putut să fie la o sală de 6 centimetri. Dacă vrei de scoară, am BC este 2,5 din CD. BC din CD sau din AB? Da. Și 6. 2,5 din, da. Din 15 este 6, da? Da. Deci, asta putem spune că e 6. M e pe BC, așa cât MC e de 4. MC, asta e de 4. Asta da, înseamnă că rămas de 2. Ce? BC e 2,5 din CD, noi tu scrie acolo. Că în CD e tot AB. E tot AB. Că e tot AB? Da. Dacă e dreptunghi. Da. CD e tot AB, da. Va spune 2,5 din CD e tot AB. Așa. Și din 15, 2,5. Da, e 6, corect. 6. Și dacă asta e de MC, e de 4, rămas asta e 2. Corect. Bun. E aparține lui CD, așa încât nu e perpendicular pe CD. Aici sunt prea mai clare exact. Cum eu ăsta e poziționat, dar nu ăsta e poziționat cumva. Nu spune autorul, nu. Nu, nu zice nimic de nu și nici de E, cât atât că E este pe CD, astfel încât nu e perpendicular pe CD. Atât. Nu e. Aici este un pic el... Dar tot figură. Și A, B, M, N, trapez. A, B, M, N, un trapez. Deci, practic, poziționarea lui N e de parcă ar duce paralela la A, B. Da. Și undeva îl opresc. Și acum, din N duc perpendicularea. Exact. Ce-l obțin pe E. Da. N e perpendicular pe DC. M, N, e cu X. Bun. E, hai să vedem aria lui ABM, ABMN și a lui DANE. Ce încearcă aria? Aria trapezului, așa. Aria trapezului ABMN. Cine vrea? ABMN. Să o lăsăm pe el. Adică... A, B plus M, N. A, B plus M, N. Ori. Ori M, B pe 2. Pe 2. Și egal cu miruna continuă. Și egal cu A, B, știm, 15. Așa, 15 plus M, N, egal. Plus M, N, e... Ori M, B, 2. Supra 2. Și vine 15 plus X. Asta e area lui ABMN. Area lui Maria. Area lui ADN. ADN. E N. Plus A. Totul ori E. E D. E D, da. Supra 2. Și galarii, el o știm? El, da, da. Știi? Că e 4. 4, corect. 4. 4 plus A de care e 6. Da. Ori E, D, care nu știm, e 5 minus X. 15 exact. Minus X, da. Că asta e X, asta toate era 15, 15 minus X. Corect. 15 minus X. Supra 2. Și egal cu 10 ori 15 minus X pe 2. Adică 5 pe așa am simplificat. Da, 15 minus X. Iată că am aflat area lui ABMN, a lui ADN, și trebuie să le egalăm, nu? Că așa spun eu. Că sunt echivalente. Da, dacă așa este valoarea lui X, dacă trapezul este echivalent cu trapezul. Adică 15 plus X. Deci hai să spunem. Aria lui A, B, M, N egală cu aria lui A, D, E,
Eu există un pic și pe adaptare, deci atent. Faptul că sunt echivalente înseamnă legale. Ce ce înseamnă echivalent? Cu a scrie că 15 plus x este egal cu 5. Minus x. Bine, dar nu am înțeles. Ai desfăcut-o? Da. Păi dacă ai zis, dar tu 75 trebuie să spui. Ai înțeles? 5 ori 15 minus 5x. Minus 5x, corect. Echivalent cu maniacul primul. Adică mână este găsită. Da, bă, dar știi mână, știu și e că și știu și de e după. Deci... putem să aflăm și area cu gresie. Acum să aflăm area cu gresie, are sau are cu gresie. Da, unde e care e cu gresie? Deci gresie se va monta pe... în trapezul A, B, M, N se pune parchet și în rest gresie. Deci area dreptului minus așa, din area dreptului, scăde în area trapezului și... și deci, area greșie egal cu area suprafeții area lui A, B, C, D plus area lui A, B, M, N area lui A, B, M, N și egal maria cu... egal cu 6 ori 15 minus 6 ori 15 ori 20 am avut aici ultima plus x ori ultima ori aici tot ori el sunt de aceea așa da? 15 plus x face 25 deci minus 25 și egal cu 6 ori 15 face 7 sau 5, 90. 90 minus 25 egal cu 65. 65 metri pătrați. Deci, area suprafeței cu gresie este 65 metri pătrați. Ce facem acum? Ce îți spun în punctul următor? Să mai cere suma cât o costa. Acum tu ce? Ce sumă se va plăti pentru gresie dacă un metru pătrat de gresie costă 85 de lei și se acordă o reducere de 10%? Aflăm mai întâi cât costă reducerea, apoi aplicăm reducere. Corect. Deci aflăm cât costă. Deci 65 ori 85, aflăm cât costă. Deci, un metru pătrat de gresie. Da, și acolo avem 65 metri pătrați. Și atunci? Deci 65 ori 65. Deci, preț. Preț total. Da, fără reducere. Da. Fără reducere. 65 egal cu 65 ori 85. Egal cu 65 ori 85 facem repede. Face 5. 65 ori 85. 5.525. 5.525. Lei, da? Da. Asta când ar fi fost, mulțumesc. Fără reducere. Acum, zicem 5.525 minus 5.525 supra 10. Adică 10 pe 100, adică 1 pe 10, adică 5.525 pe 10. Adică cât? Adică nu știu, adică 5.522 minus 5, adică unii virgulă. Păi dacă e 10%, adică asta înseamnă, să împărțim până la 10. Asta e reducere, da? Da. Dar la redactare, are dreptate, preț nou, după reducere. Reducere, egal cu 5.525 minus 10. 5.525 supra 10.
Deci că 10 pe 100 înseamnă 1 pe 10. De ce nu din la 10? Să învățăm la 10? Da, deci egal cu 5525 minus 552,5. Și care va da, după calcul, 5 din 10, 5, 2 din 4, 2, da, 5, 2 din 4, 7, 9, 7, zici, da? 7, 9, 4. 9, 4. Deci egal cu 4.972,5 lei. Acesta, atât, după respectiv. Fix acord de reducerea asta, atât l-am plătit respectiv pentru toată suprafața sălei. Nimic. Reluăm încă o dată. Nimic deosebit în problemă. Doar de înțeles ce înseamnă că sunt echivalente. Deci, de reținut. Două figuri sunt echivalente. Geometrici, da? Dacă și numai, dacă au aceeași arie. Nu că sunt ele egale. Au aceeași arie. Putem gândi un triunghi și cu un trapez. Important să spun care a triunghiului egal cu alea trapezului, da? Deci de aici e de fapt povestea. Mai avem un problem la subiectul ăsta și la aceea să mai facem și din temă. Deci eu verificat la tema asta și orice tema ai făcut. Eu am făcut ea. Da, deci... mi-am zis și cu tema de făcut, că nu se poate. Corect. Adică, vă surprinde în mod neplăcut. Și din ce își face o imagine bună pe la lucrări, pe la nu știu ce, deodată și-o schimb. Odată nu pun după știa ce? Odată o versi tema de făcut și-o prins-o. Te surprinzi, da? Păi știi ce? Ghinion. Ar zice că îți despreșesc și. Dar nu-i penalizează la autor. Da? Da? Că sunt primă. Da, dar vreau să am lucrat subiecte și nu cred să supăra. Eu cel puțin nu m-aș supăra. Iar eu am lucrat subiectul. Da. Acum să vedem ce propune. Problema 2 de la 238. Tot de acolo. 2. De la 238. Adică subiectul 3 de aseară rămas. Geometrie și a doua problemă. În figura alăturată este reprezentată o piesă în formă de trunchi de con circular drept. Trunchi de con circular drept. Deci, în importanță, am un trunchi de con circular drept. Să și desenăm. Da. Care are secțiunea axială, trapezul isoscel ABCD. Oh, nu m-a trapez. Axială. Deci, A, B, C, D, O, O, B. Deci, trapez isoscel ABCD cu AC perpendicular pe BC, cu PCB. AC perpendicular pe CB. AC. Deci să facem secțiunea axială de-o parte și iată A, C, B, C, D, A, C, pe C, B, pe C, B. A, C, scrieți pe C, B, pe C, C, B. Se cunosc BC egal cu 30 cm. BC egal cu 30 cm. Și înălțimea O oprim. O oprim egal cu 24 cm. Arătați. În concluzie. La punctul A. Căraza bazei mari. Iar mare. Are lungimea de 25 cm. Ah, eu zic să fac asta. Și B, calculați suprafața totală și volumul piesei.
suprafața totală și area totală. Da. Și volumul totul de cont. Și volumul, sigur că da. Și cer. Calculați sinusul unghiului format. Sinusul unghiului format de dreptele AD și BC. AD și BC, adică pe noi de dreptele. Dar nu trebuia să trebuie să spună unii. Ca să ne dăm noi seama care era unghiul ăla. A, m-am grebit în cerere, dar trebuia să vă las sigur, fai dreptate. Unghiul dintre cele două. Drepte, AD și BC. Trebuia să reprelungim asta, să vă înțelegi, dar era corect. Dacă vă vine în minte să reprelungiți, da? Deci dacă am două segmente, sunt coplanare și vedeți unghiul dintre ele, unghiul dintre aceste două segmente, nu putem, dintre dreptele suportarelor. De aceea, prelungim dreapta, dreapta suporta segmentului, până ele se întâlnesc și unghiul dintre cele două drepte suport este unghiul pe care îl descoperim în data. Să mai vedem încă ceva. Vreau să încerc să văd atât mai mult. A, V, dacă vreți. A, V, corect. V, V. Atât. Deci, o prie sunt scrisă. A, sinusul unghiului dintre dreptele A, D și B, C, da? Deci pi este egal cu sinusul unghiului A, B, B. Ca să fie generalizată. Deci este o piesă în formă de trunchi de cont circular drept, care are secțiunea axială trapezului iscocel ABCD cu AC perpendicular PCB. Se cunosc BC 30 de cm, înălțimea O prim 24 cm. Raza bazei mari și suprafața totală volumul pieței și sinusul unghiului format. Da. Să începem. BC o știu. BC. Ce este BC? Mare. Este generator. Asta, da? Deci este cât aici BC? 30 de centimetri. O prim este? Adică știm asta. 24. Asta. O prim. Cum credeți că o să avem, o să aflăm raza? Da. Mai avem ca acel degeaba, acei perpendicular pe BC. Deci autorul ne oferă acest lucru pe care trebuie să-l avem în calcul. Dacă ne zice între unii ce am duce perpendiculară BAB? Mă duc aici de parte, da? Da. Deci în ce perpendiculară BAB, CC1, R, nu avem raza mai mare. S. Așa. Am vedea că S este 24. Că S este 24. Că B este 30. Da? Deci asta e 24 ani. Da. Asta e 30. Și? Și SB am avea că este R mic, R mare minus R mic. Vă amintiți, da? De aici când duc așa. Că ții că asta este R mare minus R mic. Așa că e SB aici. Este R mare minus R mic. După ce l-am luat ca și valoare, deci în primul rând ACB, teorema înălțimii, CS la 2 egal cu AS ori R mare minus R mic. CS la 2 egal cu AS ori R mare minus R mic. L-aflăm pe AS, l-aflăm pe SB, știm la B, e două ori asta. Și merge că nu? Deci, da. Asta. Deci, vă rog, adică cum gândești Merunea, spune așa. Că între unghiul A, C, B, mai întâi se oprește la C, S, B, în care știe o catetă și ipotenuza. Și poate să afle pe S, B. Adică proiecția catetei C, B, vrei să zic catetei, mă gândesc atât unghiul A, C, B. C, B este catetă. Și atunci ea se duce și teorema catetei și toate astea. Hai să zicem, între unghiul, ce este? Ce este? Rezultă că SB, adică vorbește rezultă că SB egal cu radicalul din
cm pătrat, adică 90 minus 24 la pătrat. Adică? 576. 576, da? 576 și este egal cu, Adi, cu radical din 6 din 10, 4. Vorbește 7 din 9. 7 din 9, 2 și... 5 din 9. 5 din 9, 3. 325. 324. 24. Practic, pătrat perfect este 24. Eu 18. 18. Deci egal cu 18. Așadar, asta am spus un pic de 18 SB. Și aici Mirna se oprește și spune în triunghiul A, C, B. Eu A, B, nu se oprește. Deci spune ce în triunghiul A, C, B. Poți să aplici teorema înălțimii. Și zice ce ies la pătrat, înălțimea la pătrat, e produsul segmentelor determinate de iată ipotenuză, da? Deci, în triunghiul A, C, B, B, A, C, B, ce ies pătrat, ce ies pătrat, o ies, ori ies B, A, ies, ori ies B, și egal cu ce ies pătrat, e 24. Deci echivalent, da? Ce ies 24 la pătrat, adică 576, este egal cu A ies 19. A ies ori? 18. Ori? Ies B care m-a fatat, ori 18. Și unde spate pe A ies egal cu 576 supra 18. Cât? 32. 32. Deci aia este 32. Avem locul egal cu 32 plus 18. Și atunci toată AB, sigur că da, AB egal cu de 2 ori raza mare, 2 era da, de AB. Da, da. Și egal cu 32 plus 18 este egal cu 50. R mare o să fie 25. R mare egal cu 25 și iată că am aflat. Iar mare 25 cm. Da. Deci eu știu B. Pe iar mare, 25 cm. Area total. Area total. Area total, area mare. Așa, egal cu? Așa zici pi, dar nu 2 ori are bază, pi iar mare, iar mare, plus pi iar mare. Cine știa că nu, lasă-mă. E zi 2 ori are bază, asta ar fi lungul de 2 ori are bază, da? Am la volum. La cilindru. La cilindru. Sau, dacă vrei, la paralelepipedică, deci baza da, asta e egal cu baza de sus. Da? Dar aici bazele sunt diferite. Un cerc mai mare și un cerc mai mic. Sau cea de cealaltă bază mare? Cu baze mici, care la cine? La trunchi de piramidă. Tot așa și mare bază mare, cu sare baze mici. Deci nu mecanic. Atenție, mereu, mereu tot insist, nu mecanic, mecanic ne complicăm. Dar înainte să știe figurați la trunchi piramid, nu? Ne trebuie... Dar să știm ce, cu ce este egal. Deci care a portat la adică? Este egal cu... Pier pătrat. Pier mare pătrat. Plus pier mic pătrat. Plus... Plus pier mare. Plus area laterală. Care îi pierde. Așa, nu e așa. Ce de mie mare cu serpic? Deci area laterală. Egal cu pi de mie mare plus serpic. Deci plus egal de pi de mie mare plus serpic. Și aici ce știm și ce nu știm? Atinarica. Raza mică, nu? Raza mare o știm că am aflat-o acum, Adi. Având în vedere că e mic minus R mare, eu știm că 3, 25. Hai să ne ducem. Știm că ies B. Deci ies B egal cu R mare minus R mic. Echivalent, cu a spune că ies B, o știu că e 18, egal cu 25 minus R mic. Să ne spatem pe R mic, egal la tipul. Cu 20. Adică? 7. 7. Și
Și acum mă duc sus în area totală și voi spune I, îți fac un factor comun de la un cap la altul. I pe lângă. E mare contra care e 625. 625 plus termin pătrat. 49. Plus 30. 30 pe lângă. E mare 25 plus 7. Și egal cu I pe lângă Maria. Pe lângă 625 plus 49 face 674 plus 1634 centimetri pătrați. Și la volum PHP pe Maria, să zicem PHP pe lângă R mare pătrat plus R pătrat plus R mare ori R și vom fi ori 24 super 3 pentru că ori 24 25 plus 49 plus 25 plus 7 și facem 3, 8, 8 pi 674 plus 25 ori 7 175, nu? Face 8pi ori 675 face 9 4 și 268, nu? 4 centimetri cubi. Dar trebuie să mulțim și 849 cu 8 acolo. Ca să vedem în final de și iată că am făcut și volumul. Are total și volumul și acum sinus unghiului de acolo. ACB egal cu 90. ACB, unghiul din ce 90. Așa, și aplicăm sinus. Stai mirând, ai vorba de sinus unghiului din vârf? Da, pot să zic și eu. ACB, zici tu? ABC? Da. Și cum e dreptunghi, între un dreptunghi, aplicăm sinus. Sinusul B. În ce triunghi? ACB. ACB? Da. Așa. Eu am înțeles B. ACB. ACB. E bine, Adi? În triunghiul A, C, V. A, C, V e dreptunghic aici. Unghiul ăsta a fost din ordine. Adi și așa. Să pe A, C, din triunghiul A, C, V, care știm, A, B, 25, C, V, 30. Dar tot așa nu e ciudat. Nu. E 50, A, B, 50, C, V, 30, la urmă pe A, C. Îl știm pe... Deci în triunghiul A, B, C. Da, în da. Dacă 30 50. 50, asta este 40 și numere pe tare aici. 34 și 5 sunt numere. Deci asta este 40 ca să nu mai pierdem. AD e 30. Cine? AD e 30. AD? AD. E 30. Știi, cât ce pe? Da, da. Teorema fundamentală a semnului de aflăm și cu plus. E teorema fundamentală a semnului de aflăm și cu plus. Aflăm și pe V că e V egal cu V și iasă. Deci, să aflăm pe B, pe VD. VD. Teorema fundamentală a semnului. VD cu V, AB. Și VD egal cu VG și S. Da. Pe DG nu știm. Ba da. E teorema. E două ori la asta mică. Adică, așa. Nu știm. Tocmai aici eram eu nedumerit. 14. Pe DG nu știm. Și aflăm pe VD și tot. 14. Dar atunci ce să... Deci, de ce nu-ți iau?
În teorema fundamentală văd în supravă egal cu 14 deci, supravă. Triunghiul, mergem așa spre. În triunghiul V, A, B, V, A, B, în triunghiul V, A, B, avem că de ce... E paralel cu AB. Așa, deci de ce e paralelă cu... paralelă cu A, B. Rezultă în teorema fundamentală a asemenea. Că triunghiul V, D, C e asemenea cu triunghiul V, D, C este asemenea cu triunghiul V, A, B. V, A, B. Din asemănarea asta de ședine, o să scrim la numărător și în altul în triunghiul, nu am zis cum am zis. Dar scrim mai două, cum mai două. Sigur, mai două. V, D, supra V, D plus 30. V supra V, A, ca să fie. V, totul supra V, A. E că cu... de ce supra V, dacă vă interesează. Așa. De ce supra A, B. Hai, deci, cum tu supra... ce echivalent? V, D supra V, V, A, care e D, care e V, D plus D, A, cu 30, așa. V, D plus 30, nu? Egal cu D, care e 14. Supra 50. 50. Deci, echivalent cu? V, D. Mai simplificăm un pic 14 cu 50? Sigur, avem zici tot timpul să facem fracție de timp și rămâne 7 pe 25, da? Deci zicem, sau să primim invers, da. De adiția ar veni mai bine. V, D supra plus 30. V, D plus 30. Egal supra, supra V, D. Egal cu 7 pe 25. Cu 25 pe 7. Da, cu 25 pe 7. 25 pe 7. Atenție când face asta. Eu întors așa dintr-un motiv simplu. Aș distribui numitor. Vreau să mă mai joc un pic. Da, hai de spășterea. Distribui numitor. Și atunci văd supra văd egal cu plus 30 supra văd. Văd supra văd. Deci 1 a venit scurt. 1 plus 30 pe V, da. Egal cu 7 pe 25. 25 pe 7. Da, v-am observ-o. Da. Târziu. Da. Da. De, un, acolo, de unde scoatem 30 pe V de aici. Deci 30 supra V de va fi egal cu 25 pe 7 minus 1. Nu știu cum ar fi figura de urmă. Lasă-o, ne trebuia doar acolo. Spune că... A și D acolo. A... Nu, A și D. A și D. Deci, o să zicem că 30 supra V, 30 supra V este egal cu... 25. 5 minus 7 e 7. Face 18 și distrugă 7. 18 pe 7. Deci rezultatul VD egal cu 7 ori 30 pe 18. 7 ori 30 supra 18. 18 cu 30. Printr-un 3, nu? Și egal cu 70 supra 6. 6. Mai simplificăm. 35 pe 3, da? Deci, VD, așa ne-a dat nouă VD, 35 pe 3. Acum toată VA ne-a trebuit. Adică 30 plus... Deci VA egal cu 30 VD, hai să zicem, VD plus VA egal cu 35 pe 3 plus 30, da? Face 90 cu 30, 125 pe 3. Pe 3. Să mai simplific, bă. Nu, nu mai simplific. Și acum sinusul care cate-o cu tipii codenuza, adică... În triunghiul, redactăm așa. În triunghiul ACV, ACV. Și în paranteză spunem măsura lui ACV egal cu numărul de grade. Și zicem sinus de unghiul V, sinus de unghiul V, egal cu cine are
Suntem egal, adică din 1920. Nu, egal înseamnă de la o usă. Atât la o usă, adică dâc. Mă atenții, pentru că cu ACV. Acă. Adică acă. Ace, da. Suna. A, V, A. Suna, V, A. Și ace am aflat-o la 40. 40. 40. 40. Suna. 125. Sau 300, și face 120 pe 125. Este numeric o valoare mai sintetizată prin găsire 55. Și face 20. Nu face 24. Supra 25. Nu există așa. Adică cum există, dar nu este un unghi recunoscut de tine. El există un unghi, dar poate să fie. Întrebarea mea este următoarea. Are sens problema asta? Da. Adică sinusul egal cu 24 de 2. Asta e important. Deci, dacă a fost invers 25-24, a fost o greșeală. O greșeală. Da? Exact. De aceea, suntem atenți. Dacă se calcă, ori de câte ori calcula sinusul sau cosinusul, sinusul și cosinusul să fie mai mici decât unul. Valorii, da? Mai mici decât unul. Dacă vă dă din capătul mai mare decât unul, înseamnă că o greșeală e acord de tine. Și te întorci înapoi și le faci calculul. Deci într-o astfel de situație. Așa am întors. Da. Atrage atenția. Este foarte important asta. Cum tu știi că sinus de unghiul alfa e mai mic decât unul. Și tot așa și pot. Mai mic e ca pe mult 1. 1, știți când ar fi sinusul egal 1? Când cateta ar fi egal cu ipotenuza. Adică la 90 cum se aduce, nu? Da, la unghiul de 90 de grade, da? Atunci sinusul este 1. De mod, o să vă mai dat atât o dată, dar n-ați fost voi așa interesați la trecut. Cel cu trigonometric. Și la fel, cos de alfa mai mic egal decât 1. Mai clar, sinusul e cuprins între minus 1 și plus 1. Deci, ori de câte ori veți lucra și dacă veți constata că în urma calculului sinusul e cuprins între minus 1 și 1, sunteți fericiți. La fel și cosinusul. Dar dacă se va întâmpla un caz de va da ce în afara intervalului acesta minus 1 plus 1, sunteți foarte triști. Și spune, refac calculul, urgent, ceva am greșit. Asta trebuie să fie ca litere de lege pentru situații în care aveți sinusul unui unghi găsit, sau cosinus. Dar tangente și cotangente nu aveți control. Pentru că tangente și cotangente îi simt pe cos. Și poți să fii și mai mare ca unul și mai mic decât unul. Când este tangenta și cotangenta 1? La 45 de grade. La 45 sinusul e egal cu cosinusul. Știți bine, radical 2 pe 2, radical 2 pe 2 și una și alta, și face raportul cu 1. Deci, în sistemă să mai facem un subiect. Eu aș vrea să facem un subiect. Da. Da, și Maria și-o putem acasă. Adi. Și-a făcut-o acasă. Adi și cu Miruna. Și e vor subiect. Da? Subiectul tău, da. Subiectul care e vreți să nu știu care e să facă. Cât de machiare super simplu. Nu am reșit să mai schimbăm, adică nu fii cu... Adică și nu fii tot cu... Spațiu și geometrie și algebra. Mai subiect. Am zis că să mai întoarce totul la care e deja pe cap, dacă nu știu ca să nu îți faci un subiect. Așa că mă duc acolo e o ce interesant. Văd dacă și mai aduc aminte. Și mai aduc aminte.